În alt caiet se găseau deja fraze întregi, cele mai multe din Hitopadesha și Pancha Tantra, cu traducerea literală și traducerea liberă alături. Am răscolit 10 de maculatoare de acest fel, acoperite până la ultima filă cu exerciții, conjugări și declinări sau traduceri. Într-un caiet gros cu indice alfabetic, doctorul își transcria cuvintele noi pe care le întâlnea în exercițiile lui. Unele caiete aveau notate pe pagina de gardă anumite date, probabil timpul în care lucrase materia cuprinsă în ele. Mi-am dat încă o dată seama de munca pe care o depusese doctorul în învățătura limbii sanscrite. Un caiet de 300 de file fusese acoperit cu exerciții în mai puțin de 2 săptămâni. În după amiaza aceea de toamnă ploioasă, n-am găsit nimic în sertarul cu manuscrise care să-mi indice altceva decât o înverșunată pasiune pentru studiul limbii sanscrite. Doar o simplă însemnare pe prima pagină a unui caiet de exerciții mi-a atras o clipă atenția. Erau câteva cuvinte tulburătoare însă pentru mine. Shambhala egal Agartha egal tărâmul nevăzut. Toate celelalte file erau acoperite cu aceleași exerciții școlărești. M-am întors a doua zi mai devreme ca de obicei. Niciodată nu intrasem în bibliotecă atât de agitat și curios ca acum. Noaptea mi-o pierdusem aproape în întregime gândindu-mă la tot ce-mi destăinuise fica doamnei Zerlendi și întrebându-mă ce forță de dincolo l-a mânat pe doctor la un gest atât de brutal, la o despărțire atât de crudă de familia, prietenii și țara lui. Cum am ajuns în bibliotecă, m-am apropiat din nou de sertarele în care cercetasem cu o zi înainte, am încărcat un braț întreg de caiete, mape și maculatoare și m-am așezat la birou. Procedam de data aceasta cu foarte mare luare aminte. Caietele erau scrise cu o literă sanscrită din ce în ce mai sigură, ajungând cu timpul cursivă. O jumătate de ceas în urma mea intră doamna Zerlendi. Era palidă, slăbită, deși nu fusese suferindă decât 2 zile. Îmi pare bine că vă văd lucrând cu atâta interes, începuia dând cu ochii de maldărul de caiete. Hârtile acestea n-au fost încă cercetate de nimeni, adăugă roșind ușor. Nu trebuie să țineți seama de ce v-a spus ieri fica mea. Smaranda e o fire fantastică și în închipuirea ei vede legături între lucruri care n-au nimic de a face unele cu altele. Ea era un copil pe atunci și pentru că Hans, logodnicul ei, a murit din imprudență la o vânătoare după ce începuse să cerceteze și el caietele acestea, Smaranda și-a făurit o întreagă teorie. Ea crede că tot ce se leagă de Honigberger stă sub semnul unui blestem și cei care îi cercetează arhiva, începând cu soțul meu, suferă tot felul de nenorociri. Cam așa cum se spune că s-a întâmplat cu cercetătorii mormântului lui Tutankhamon. Dar astea sunt fanteziile ei și a început să creadă în ele după ce a citit nu știu ce cărți despre Tutankhamon. Tulburarea mea crescuse și mai mult ascultând-o, căci acum nu știam ce să cred și de partea cui se află adevărul. Doamna Zerlendi vorbise oarecum încurcată despre fiică sa, dar de unde știa ce-mi spusese ea? Mă întrebam. Doar nu fi ascultând la ușă. Smaranda a rămas neconsolată după moartea lui Hans în 1921, reînceput doamna Zerlendi. Poate că datorită acestei mari dureri nu mai are uneori simțul realității. Dar Duduia, încercai eu să o apăr. Nu e nevoie să-mi spuneți mai mult, mă întrerupse doamna Zerlendi. Eu știu ce crede ea și ce dă să înțeleagă, mai ales celor pe care îi întâlnește în această bibliotecă.
Mi s-au părut atunci puțin cam incoerente lămuririle doamnei Zerlendi. Nu pomenise totuși nimic despre soțul ei. Nu mi-afirmase că a murit, deși nu vorbise nimic de dispariție. Încercase doar să se apere de învinuirea pe care i-o adusese Smaranda, că invitase și pe alții înaintea mea să dezlege, sub o formă sau alta, tainele lui Honigberger, care puteau fi și tainele soțului ei. Astea voiam să vă spun, șoptia cu o voce obosită, și acum o să mă iertați dacă am să mă întorc în camera mea, nu sunt încă pe deplin restabilită. Rămas singur, începui să zâmbesc. Îmi spuneam că Smaranda va trebui să intre din moment în moment în bibliotecă, rugându-mă să nu cred cele mărturisite de doamna Zerlendi. Dar curiozitatea mea era prea puternică și după puțin timp m-am reîntors la cercetarea caietelor. Până aproape de seară am răsfoit mereu și n-am întâlnit decât traduceri, teme, transcrieri de texte, interpretări, comentarii gramaticale, un caiet în care se aflau însemnări asupra filozofiei și yoga mi s-a părut mai interesant și l-am pus deoparte. Am luat apoi în mână un caiet cu tartaje de carton negru, care purta și el o însemnare și un număr mare de ordine, ca toate celelalte, de care nu se deosebea de altfel într-un nimic. Prima pagină era acoperită cu transcrierea câtorva pasaje din Upanishade. Aș fi crezut fără îndoială că paginile următoare cuprindeau cam același fel de texte dacă ochii nu mi-ar fi căzut pe întâiul rând din pagina a doua. O clipă nu mi-am dat seama de înțelesul cuvintelor și era să întorc altă pagină când îmi străfulgeră în minte traducerea frazei pe care o citisem. Era prologul Evangheliei lui Ioan. La început a fost cuvântul și cuvântul era la Dumnezeu și Dumnezeu era cuvântul. M-am mirat că doctorul transcrisese acest citat în traducere sanscrită și am început să citesc mai departe ca să înțeleg rostul. Dar emoția îmi zvârli în clipa următoare tot sângele în obraj. Cuvintele pe care le citeam în haină străină a literelor sanscrite erau românești. Încep acest caiet în ziua de 10 ianuarie 1908. Precauția cu care îmi travestesc scrisul o va înțelege cel care va izbuti să citească până la urmă. Nu vreau ca gândul meu să cadă sub ochii oricui. Acum îmi dădeam seama de ce doctorul transcrisese în fruntea paginii a doua citatul din Evanghelia lui Ioan, ca să atragă atenția că cele ce urmează nu sunt texte indiene. El își luase toate precauțiile ca niciun cercetător profan să nu bănuiască nici pe departe conținutul caietului, același tip de caiet ca toate celelalte, același număr de ordine, același scris sanscrit. De emoție nu îndrăzneam să citesc mai departe. Se făcuse destul de târziu și trebuia să plec puține minute în urmă. Dacă aș fi chemat-o pe doamna Zerlendi și aș fi citit conținutul caietului, poate aș fi făcut-o împotriva dorinței autorului. Trebuia să-l descifrez eu întâi, înainte de a-l comunica altora. Dar nu voi avea timp să-l sfârșesc în seara aceasta, îmi spuneam deznădăjduit. Atunci se deschise ușa de la salon și intră jupâneasa. Părea mai încruntată ca de obicei, mai aspră în priviri. Când o văzui apropiindu-se, împlecai ochii în caiet pe care îl deschisei la întâmplare. Cele ce citeam atunci mă făceau literalmente să sufăr că nu pot rămâne singur câteva ceasuri în șir, să-mi dau seama de tot ce s-a întâmplat. Mâine și poimâine scuturăm casa, vorbi jupâneasa. De-aia am venit să vă spun. Să nu luați degeaba drumul până aici, că dacă mă apuc să scutur,
Nu răzbesc înainte de 2 zile. Dădui din cap, mulțumindu-i, dar jupăneasa avea probabil chef de vorbă. Se apropie mai mult de birou și mi-arătă cu mâna caietele. Toate lucrurile acestea, diavole, strică mintea, vorbia cu înțeles. Mai bine ați spune cocoanei că nu le dovediți și v-ați vedea de tinerețile dumneavoastră, că e mai mare păcatul de ele. Ridicai ochii din caiet și o privi scrutător. Domnul doctor Daia s-a prăprădit, continuă ea. A murit? Întreba eu repede. Și-a luat lumea în cap și s-a prăpădit, repetă ea pe același ton. Dar l-ai văzut dumneata mort? Reveni eu. Nimeni nu l-a văzut mort, dar s-a prăpădit în lumea largă, fără o lumânare, și-a lăsat casa pustie. Să nu vă luați după cocoana. Nici ea săraca n-a mai rămas în toate mințile, că la 2 ani s-a prăpădit și fratele dânsii prefectul după ce venise cu un francez, cu un învățat francez aici. Hans, spuse eu. Nu, nu, domnișorul Hans a venit mai târziu. El nici nu era francez. El a venit în urmă, după război. A murit și el tânăr. Nu știam ce să spun. Am rămas mut privind-o. În acea clipă mă simțeam și eu atras de un farmec straniu nemai întâlnit. Jupâneasa ștergea cu podul palmei muchea biroului. De-aia venisem, vorbia târziu, să vă spun că scuturăm vreo 2 zile. Se îndepărta apoi șchiopătând și ieși prin aceeași ușă care dădea la salon. Privi din nou caietul. Era îngrozitor să mă despart tocmai acum, când îl găsisem, și să mă întorc peste 3 zile. Aproape fără să-mi dau seama ce fac, l-am luat și l-am ascuns sub haină, tremurând din toate încheieturile. Am mai întârziat apoi câteva minute ca să-mi domolesc respirația agitată, am pus la loc restul caietelor și am ieșit în vârful picioarelor, nu cumva să întâlnesc pe cineva care să-mi ghicească gândurile și vina. Am rămas în seara aceea încuiat în casă cu transparentele lăsate, nu cumva lumina lămpii mele să încurajeze pe vreun prieten să-mi tulbure singurătatea. Și cu cât înaintam în noapte, parcă timpul și locul unde mă aflam s-ar fi risipit într-o tulbure ceață, atât îmi era de copleșită întreaga ființă, descifrând pagină cu pagină însemnările doctorului Zerlendi. Citirea n-a mers tocmai ușor. La început, doctorul se trudea să scrie cu cea mai mare luare aminte, pentru ca nevoie se pot transpune toate sunetele românești în grafie sanscrită. Dar după câteva pagini, transcripția devenea tot mai aproximativă și trebuia mai mult să ghicești cuvântul decât să-l citești. Fie din pricina emoției cu care își însemna în caiet tulburătoarele lui experiențe, fie datorită grabei, scrisul doctorului Zerlendi nu îngăduia o lectură curgătoare. Cu timpul, frazele deveneau tot mai scurte, cuvintele tot mai tehnice, asemenea unui limbaj convențional cifrat. În pragul experiențelor sale ultime, doctorul avusese grijă să-și păstreze secretul, folosind cu exclusivitate terminologia yogică, inaccesibilă celor care nu adânciseră ca el știința aceasta bogată în arcane. Scrisoarea lui Honigberger către J.E. a fost pentru mine cea mai precisă confirmare, scria doctorul la începutul jurnalului său intim, fără să spună cine era J.E. și ce cuprindea acea scrisoare de care îmi amintise destul de vag doamna Zerlendi într-una din convorbirile noastre. Încă din primăvara anului 1907 am început să cred că tot ce scrisese Honigberger în amintirile sale indiene era nu numai autentic în sensul strict al cuvântului, dar reprezenta numai o infimă parte
din ce văzuse și ce izbutise să înfăptuiască el. Urmează o serie de trimiteri la opera lui Honigberger, cazuri de fachirism, levitațiune, moarte aparentă, îngropare de viu, fapte pe care e îndriduit să le socotească autentice. Am început cele din tâi experiențe în ziua de 1 iulie 1907. Cu săptămâni înainte, făcusem un examen sever de conștiință și renunțasem la tutun, alcool, carne, cafea, ceai și toate celelalte. Nu încerc acum să refac istoria acestei penibile etape preliminare, care a durat 6 luni. Mi-a trebuit o voință de fier, căci de mai multe ori eram gata să renunț și să mă întorc la distracțiile mele istoriografice. Din fericire, scrisoarea lui Honigberger îmi dovedea că lucrurile acestea pot fi înfăptuite și asta îmi da mereu curaj. Niciodată nu închipuiam însă că se poate ajunge atât de departe și relativ cu atât de puțină trudă, pentru că numai după ce dobândești cele din tâi puteri și îți cad brusc vălurile de pe ochi, îți dai seama cât e de mare ignoranța oamenilor și ce dureroasă iluzie îi păcălește zi cu zi până în pragul morții. Voința și energia pe care le depune un om ca să-și satisfacă ambiția socială sau vanitatea științifică sunt poate chiar mai mari decât aceea care ți se cere pentru a dobândi lucrul acesta extraordinar, propria ta salvare din nimicnicie, din ignoranță și din durere. Doctorul descrie cu destule amănunte în acea zi de 10 ianuarie 1908 și în zilele următoare primele sale experiențe. Din câte mi-am putut da seama, el cunoștea încă de mai înainte literatura iogică, îndeoseb tratatul lui Patanjali și comentariile sale, era familiarizat cu filosofia ascetică și mistica indiană, dar încă nu încercase niciodată punerea lor în practică. A trecut de-a dreptul, pare să, la acea dificilă experiență a ritmării respirației, pranayama, fără să dobândească multă vreme rezultate încurajatoare. La 25 iulie am adormit în timpul unui asemenea exercițiu. Notează el după ce amintește că puține zile mai înainte îl înecase o tuse de o neobișnuită violență. Multă vreme făceam aceste exerciții după miezul nopții, apoi dimineața în zori. O cumplită opresiune toracică și accese de tuse seacă au fost singurele rezultate. Am înțeles, după 2 săptămâni de eforturi, că nu izbuteam nimic pentru că, silindu-mă să-mi ritmez respirația în conformitate cu textul lui Patanjali, uitam să-mi concentrez mintea într-un singur obiect. Rezistența pe care o întâmpinam se datora tocmai acestei vacuități mentale de care pe atunci nu-mi dădeam seama. Am încercat din nou sfatul lui Honigberger, mi-am astupat urechile cu ceară și n-am început pranayama decât după câteva minute de rugăciune. Am dobândit o stare de neobișnuită liniște mentală. Îmi amintesc acum cele din tâi senzații. Parcă m-aș fi aflat în mijlocul unei mări înfuriate, care se calmează văzând cu ochii, până ce nu rămâne decât o nemărginită pânză de apă, fără niciun val, fără nici cea mai mică înfiorare. Apoi un sentiment de plenitudine pe care nu-l pot asemăna cu nimic în afară de sentimentul care te stăpânește câteodată după ce asculți multă muzică de Mozart.
Câteva zile de-a rândul am repetat aceeași experiență fără să izbutesc însă să o depășesc. Mă trezeam după un sfert de ceas într-o vagă reverie, deși știam că nu ăsta trebuia să fie rezultatul exercițiului. Undeva, pe drum, pierdusem controlul. Mă lăsase înfurat de vraja pe care propria mea minte o răspândise în jurul. Reluam exercițiul, dar după o trecere oarecare de timp, rezultatul era același: reverie, somnolență sau placiditate mentală fără seamăn. Cât de tulburătoare erau pentru mine mărturisirile acestea! Încercasem și eu cândva unele din experiențele în care stăruise doctorul cu atâta cerbicie și întâmpinasem aceleași greutăți, dar el avusese mai mult noroc și, în orice caz, o mai tenace voință. În primele zile a lui septembrie 1907, a făcut aproape fără să-și dea seama un mare pas înainte în aceste exerciții de ritmare a respirației, adică de perfectă echivalare a inspirației și a expirației. Am început, ca de obicei, prin a-mi reține răsuflarea 12 secunde. Asta înseamnă că izbutise să inspire aerul în 12 secunde, să-și rețină respirația 12 secunde și să expire aerul în tot atâtea secunde. Obiectivul meditației era în acea zi focul. Fără îndoială că își fixase mintea asupra unui recipient cu jăratic, încercând să pătrundă esența focului, să regăsească acest foc în întreg cosmosul, asimilându-și în același timp principiul lui, identificându-l în atâtea procese din propriul său trup, reducând infinitatea de arderi care alcătuiesc la oaltă universul și fiecare organism în parte la același element incandescent din fața ochilor săi. Nu-mi dau prea bine seama cum s-a întâmplat, dar după un timp oarecare m-am trezit dormind, sau mai precis, m-am trezit în somn, fără ca eu să fi dormit în adevăratul înțeles al cuvântului. Trupul meu, cu simțurile toate, se cufunda într-un somn din ce în ce mai adânc, fără ca mintea să-și întrerupă o singură clipă activitatea. Totul adormise în mine, afară de luciditate. Continuam să meditez asupra focului, dându-mi în același timp seama, într-un chip nelămurit, că lumea din jurul meu se schimbă cu desăvârșire și că, dacă aș fi întrerupt o singură clipă concentrarea, m-aș fi integrat și eu firesc lumii acesteia, care era lumea somnului. Cum recunoaște chiar el mai târziu, doctorul Zerlendi izbutise în acea zi cel din tâi și poate cel mai greu pas în drumul pe care și-l hotărâse. Izbutise ceea ce se numește în termeni tehnici continuitatea conștiinței, adică trecerea de la conștiința stării de veghe la conștiința stării de somn, fără niciun fel de hiatus. Conștiința omului normal este despicată brutal prin somn. Nimeni nu-și păstrează continuitatea fluxului mental când doarme. Nimeni nu știe că a dormit. Își dă cel mult seama uneori că visează și nimeni nu-și continuă lucid gândirea în somn. Din lumea somnului își amintește doar câteva vise și anumită spaimă nedefinibilă. Ceea ce mă înspăimânta mai mult în această descoperire a mea, că mă aflu treaz în somn, era sentimentul că lumea de lângă mine se schimba cu totul și nu mai semăna niciun chip cu lumea conștiinței diurne. Mi-e foarte greu să precisez cum simțeam eu această schimbare, pentru că mintea mi-o proiectasem întreagă ca un singur fascicul asupra focului, iar simțurile îmi erau adormite. Totuși,
Parcă mă aflam într-un alt spațiu unde nu era nevoie să privești ca să poți vedea, iar eu vedeam, schimbându-se treptat odaia în care mă aflam, obiectele, formele, culorile. Tot ce s-a petrecut atunci e peste putință de descris. Totuși, voi încerca să descriu cum voi putea, pentru că nimeni, după câte știu, n-a îndrăznit să reveleze prin scris o asemenea experiență. Priveam necontenit focul, nu ca un pretext de transă hipnotică, pentru că am studiat îndeajuns hipnotismul ca să-i cunosc tehnica și efectele. În timp ce priveam, gândeam asupra focului, îl asimilam, pătrunzând cu mintea în propriul meu trup, identificând toate combustiile din el. Nu era deci o gândire înțepenită, ci doar o gândire care era una, adică nu era fărâmițată în mai multe direcții, nu era solicitată de mai multe obiecte, nu era distrată de vreun stimul extern sau de vreo amintire proiectată ca un eclat din subconștient. Această gândire, una, își avea în foc doar punctul de sprijin, cu ea pătrundeam însă pretutindeni unde trebuia să identific focul. Deci, hipnoza era cu desăvârșire exclusă, mai ales că eram neîncetat lucid, știam cine sunt, de ce mă aflu într-o asemenea poziție, de ce îmi ritmez respirația, cu ce scop meditez asupra focului. Și cu toate acestea îmi dădeam seama concomitent că mă aflu în alt spațiu, în altă lume. Nu mai simțeam deloc corpul, doar o vagă căldură a capului, căldură care cu timpul dispărușea. Lucrurile păreau ca și cum ar fi curs, necontenit, fără ca profilul lor să se altereze totuși prea mult. La început ai fi spus că vezi totul ca printr-o apă în continuă mișcare, dar comparația nu era deloc exactă. Lucrurile, de fapt, curgeau. Unele mai încet, altele foarte repede, dar îți era peste putință de spus unde curg ele și prin ce proces miraculos substanța lor nu se cătuiește printr-o asemenea revărsare peste marginile lor firești. Deși, ca să încerc a da seama mai precis de viziunea mea, nu era vorba de o revărsare peste marginile obiectului, ci parcă însăși marginile acestea curgeau necontenit. Ceea ce era și mai straniu, toate lucrurile acestea se apropiau și se depărtau fără voia lor. Deși nu le priveam, știam însă că ele sunt acolo. Un pat, două scaune, un covor, un tablou, o măsuță de noapte. Aveam impresia că ele s-ar aduna toate la un singur loc, îndată ce mi-aș opri ochii asupra unuia din ele. Impresia aceasta nu era o părere, o iluzie. Se putea asemăna cu sentimentul precis pe care îl are un om când se află în apă, că poate înainta sau poate ieși din apă. Era ceva pe care îl știam fără ca să-mi dau seama dacă l-am experimentat vreodată. Aveam de asemenea impresia că pot privi mult mai departe decât îmi îngăduiau pereții camerei mele. Nu pot spune că lucrurile deveniseră transparente. Dimpotrivă, afară de continua lor curgere și mobilitatea lor curioasă, răspunzând parcă dorinței mele eventuale de a le privi, lucrurile rămăseseră ca mai înainte. Și cu toate acestea puteam privi dincolo de ele, deși, repet, nu încercasem să privesc. În niciun caz, nu prin ele, ci dincolo de ele. Erau acolo, în fața mea, și totuși știam că pot vedea mai departe, ele rămânând la locul lor. Se asemăna întrucâtva senzația aceasta cu viziunea pe
care o poate avea un om privindu-și din toate colțurile întreaga casă. Nu vede prin ziduri și totuși vede tot ce știe că se află într-o odaie învecinată sau în toată casa, fără ca să aibă senzația că privirile lui au trecut prin ziduri. Fără îndoială că doctorul scria toate acestea după ce repetase de nenumărate ori experiența continuității conștiinței în somn. După claritatea scrisului acestui fragment, s-ar părea că el redactase cu multă grijă descrierea de mai sus și o transpusese apoi în litere sanscrite, ceea ce nu va face mai târziu când se mulțumea să noteze de-a dreptul în caiet. După câtva timp, am simțit dorința să pătrund mai adânc în lumea somnului, să explorez spațiul acela necunoscut din jurul meu. Nu îndrăzneam totuși să-mi dezlipesc ochii de jăratic. O neliniște stranie, aș putea spune chiar și un început de groază, mă amenința. Nu știu ce m-a făcut să închid brusc ochii. În niciun caz nu oboseala, pentru că, repet, mă simțeam dormind și mintea îmi era mai trează ca niciodată. Am rămas înmărmurit, regăsind cu pleoapele închise aceeași viziune pe care o aveam cu ochii deschiși. Numai jăraticul parcă se schimbase. Curgea și el, întocmai ca toate lucrurile din jurul lui, iar strălucirea era mai puternică, deși aș putea spune mai puțin vie. După câteva clipe de șoveală, am deschis iar ochii. Mi-am dat seama că era inutil să privesc, să-mi întorc pupilele către un anumit colț al odăii. Vedeam în orice parte aș fi văit, vedeam oriunde mi-aș fi aruncat gândul, fie că aveam sau nu ochii deschiși. M-am gândit la grădina din spatele casei și am văzut-o chiar în acea clipă, ca și cum aș fi fost acolo. Ce spectacol uluitor! Parcă ar fi fost un ocean de sevă vegetală, neodihnită frământare. Arborii aproape se îmbrățișau unii cu alții, iarba părea că tremură ca un snop de alge, numai fructele erau mai liniștite, purtate parcă într-o lungă legănare. În clipa următoare, mirajul acestei furtuni vegetale a dispărut brusc. Mă gândeam la Sofia și am văzut-o în patul cel mare din iatacul nostru, dormind. În jurul capului plutea o aură violet închisă, trupul ei parcă năpârlea necontenit, atâtea falduri se revărsau din ea, pierind îndată ce se desfăceau de membre. Am stat mult timp privind-o fix, încercând să înțeleg ce se petrece. Am zărit apoi o flacără sfioasă, pâlpâind când în dreptul inimii, când mai jos, spre pântec. Deodată încep să-mi dau seama că Sofia se uită lângă mine. A fost o clipă îngrozitoare, căci o vedeam foarte bine în pat, dormind, și o vedeam în același timp alături de mine, privindu-mă uimită în ochi, ca și cum ar fi vrut să mă întrebe ceva. Figura ei trădea o nespusă mirare, poate că arătam altfel de cum se aștepta ea să mă vadă, poate nu semănam cu oamenii pe care îi întâlnise până atunci în visul ei, pentru că de-abia mai târziu, după ce am repetat experiența de mai multe ori, am început să-mi dau seama că fețele pe care le întâlneam în jurul meu erau proiectarea conștiinței feluritelor persoane în timpul somnului. Puține clipe mai târziu, spațiul din jurul meu s-a schimbat brusc. Spaima m-a adusese din nou în stare de veche. Am rămas câtva timp în aceeași poziție pe care o avusesem de la începutul experienței și am numărat din nou secundele. Ritmul respiratoriu rămăsese același, 12 secunde. Întoarcerea de la conștiința de vis la conștiința de veche s-a făcut brutal. Continuitatea fusese întreruptă de spaimă. De-abia după mai multe experiențe
repetate în ziua următoare în cel mai mare secret, a izbutit doctorul să se reîntoarcă la conștiința diurnă fără niciun fel de hiatus, prin simpla voință. Actul de voință îl formula astfel: acum mă întorc. În același timp, micșora ritmul respiratoriu de la 12 la 8 secunde, retrăgându-se lent din starea de somn. Despre experiențele care au urmat, însemnările sunt mai sumare, fie pentru că doctorul nu voia să spună mai mult, fie pentru că nu găsea nicio descriere potrivită. Într-adevăr, mărturisește într-un loc: unificarea conștiinței se dobândește printr-o trecere continuă, adică fără niciun fel de hiatus, de la starea de veghe la starea de somn cu vise, apoi de somn fără vise și, în sfârșit, la starea cataleptică. Unificarea acestor patru stări, care presupune, cât ar părea ea de paradoxală, unificarea conștientului cu subconștientul și inconștientul, luminarea treptată a zonelor obscure și impenetrabile ale vieții psihomentale, este de altfel scopul tehnicilor preliminării yogice. Toți asceții indieni pe care i-am cunoscut și care au acceptat să-mi dea oarecare lămuriri, socoteau etapa aceasta a unificării stărilor de conștiință drept cea mai importantă. Cel care nu izbutea această experiență nu putea dobândi niciun profil spiritual de pe urma practicilor yogice. Despre trecerea de la starea de somn cu vise la starea de somn adânc fără vise, găsesc foarte puține amănunte. Am izbutit să distanțez și mai mult aspirația de expirație, câte 15 secunde de fiecare moment, ajungând chiar la 20 de secunde. Asta înseamnă că respira o dată pe minut, adică 20 de secunde ținea suflarea, 20 de secunde inspira, 20 de secunde expira. Am avut impresia că mă întorc într-o lume spectrală unde nu întâlneam decât culori, aproape fără să fie conturate în forme, mai mult pete colorate. În schimb, universul sonor domina lumea formelor. Fiecare pată luminoasă era un izvor de sunete. Pe cât înțeleg eu, doctorul încearcă să dea seama în câteva rânduri sumare de acel cosmos sonor care începe să fie accesibil inițiatului numai după o repetată meditație asupra sunetelor, asupra acelor silabe mistice, de care vorbesc tratatele Mantra Yoga. Se pare într-adevăr că, începând de la un anumit nivel al conștiinței, nu se mai întâlnesc decât sunete și culori, formele propriu-zise dispărând ca prin farmec. Dar indicațiile doctorului Zerlendi sunt prea vagi ca să îi putem reconstitui experiența. Cu cât rezultatele tehnicii yogice sunt mai uluitoare, cu atât mărturisirile lui sunt mai reticente. Despre pătrunderea în starea de catalepsie nu mai această precizare: cu ultima mea experiență am început să aflu gândurile oricărui om asupra căruia îmi concentram atenția. Verificarea am făcut-o asupra Sofiei, care tocmai în timpul acela sfârșea de scris o scrisoare administratorului. Aș fi putut foarte bine citi direct scrisoarea, dar n-am făcut-o. Eram acolo, lângă ea, și toate gândurile ei, nu numai acelea pe care le mărturisea în scrisoare, le aflam firesc, ca și cum aș fi ascultat-o vorbind. Cât de uimitoare sunt aceste experiențe! Doctorul Zerlendi nu le acorda o prea mare însemnătate. Se poate ajunge la același rezultat chiar fără o asceză prea riguroasă, ci numai printr-o maximă concentrare mentală. Deși îmi dau foarte bine seama că oamenii moderni nu mai sunt în stare de un asemenea efort mental. Sunt risipiți,
sau în necontenită evanescență. Asceza îți folosește nu doar pentru a dobândi aceste puteri, ci pentru a nu cădea pradă lor. Explorarea stărilor de conștiință necunoscute te poate ispiti atât de mult încât riști să-ți cheltuiești viața fără să ajungi la capăt. Este o lume nouă, dar rămâne totuși o lume. Dacă te mulțumești să o explorezi fără să vrei să o transcenzi, așa cum ai încercat să transcenzi lumea stărilor de veche, e ca și cum învățând o limbă nouă te-ai apucat să citești toate cărțile scrise în această limbă, renunțând a mai învăța alte limbi. Nu-mi dau bine seama pe ce treaptă de desăvârșire tehnică se afla doctorul când începuse să scrie jurnalul. Aproape 20 de pagini sunt redactate în zilele de 10, 12 și 13 ianuarie 1908. Ele cuprind un fel de scurtă reamintire pentru eventualul cititor a etapelor preliminarii, fără să se precizeze însă până unde se întind aceste preliminarii. De mai multe ori menționează inițialele J.E. Cred că asta a fost greșeala de moarte a lui J.E., scrie într-un loc. Nu și-a dat seama de irealitatea fenomenelor pe care le descoperise în lumea spectrală. A crezut că asta reprezintă granița ultimă până unde poate ajunge spiritul omenesc. A acordat experienței sale o valoare absolută când, de fapt, avea de a face tot cu fenomene. Paralizia lui, cred că așa se poate explica. Hönigberger a izbutit, probabil, să-i reactiveze anumiți centri, însă mai mult n-a putut. Amnezia nu i-a putut o vindeca. E un pasaj obscur. Probabil că J.E. nu și-a putut stăpâni până la urmă conștiința și a căzut pradă propriilor sale descoperiri în lumea supranormală. Îmi aduc aminte că toate tratatele oculte indiene vorbesc despre noile niveluri cosmice în care pătrunde ascetul prin tehnica yoga, ca fiind tot atât de iluzorii ca și cosmosul la care are acces orice om în condiția sa normală. Pe de altă parte, nu-mi dau seama dacă centrii la care se referă sunt centrii nervoși sau plexurile oculte pe care le cunoaște yoga și celelalte tradiții. În orice caz, se pare că acest J.E. încercase sub directa influența lui Hönigberger o inițiere de tip yogic și eșuase grozav, fie din cauza pe care o bănuia doctorul Zerlendi, fie pentru că nu avea o constituție favorabilă tehnicilor pe care le încerca. Am izbutit acest lucru, notează mai departe doctorul, referindu-se la o complicată și obscură experiență de proiecție a conștiinței în afară de trup, realizată în stare de catalepsie. Un european nu cred că poate izbuti. El nu simte corpul mai jos de diafragmă și încă lucrul acesta e destul de rar. De obicei, îl simte numai capul. Mi-am dat seama acum în urmă când îi văd cum nu s-au văzut ei niciodată și niciunul din ei nu poate ascunde nimic. Pasajul e destul de criptic. Bănuiesc că o condiție senzorială asiatică ar putea însemna experiența difuză pe care oamenii o au despre propriul lor corp și care diferă de la rasă la rasă. Știu bună oară că un oriental își simte altfel corpul decât noi europenii. Atingând piciorul sau umărul unui oriental, el are aceea senzație de siluire pe care o avem noi dacă cineva ne-ar atinge ochii sau buzele cu dosul palmei. În ceea ce privește simțirea corpului mai jos de diafragmă, expresia s-a referit la incapacitatea occidentalilor de a avea experiența totală a trupului lor. Într-adevăr, foarte puțin dintre noi se pot lăuda că simt trupul ca un întreg. Cei mai mulți simt propriu-zis numai anumite secțiuni
fruntea, inima și numai în anumite împrejurări. Încercați să vă simțiți bunoară picioarele într-o poziție totală de odihnă, de pildă întins în voie pe pat, și veți vedea cât e de greu lucrul acesta. Am unificat cu destulă ușurință cele două curente până la călcâi, scrie iarăși doctorul în legătură cu această experiență. În acea clipă am avut senzația precisă că sunt sferic, că am devenit o bulă impenetrabilă, perfect impermeabilă, sentiment plenar de autonomie, de invulnerabilitate. Miturile referitoare la omul primitiv, conceput sub formă de sferă, derivă din această experiență a unificării curentelor. Nu îndrăznesc să afirm că e vorba de curentele negativ-pozitiv ale terapeutice oculte europene. Mai probabil doctorul se referea la cele două fluide de o natură atât de greu de precizat ale tradiției oculte indiene, curente care străbat corpul omenesc și pe care doctrinele yogice și tantrice le omologhează cu luna și soarele. Dar, repet, nu îndrăznesc să afirm nimic cu certitudine, necunoscând decât fragmentar etapele inițierii pe care a încercat-o el. Însemnările doctorului Zerlendi se răresc în tot cursul lunilor februarie, martie și aprilie 1908. Puținele pagini scrise în acest răstimp sunt de altfel criptice și se referă îndeoseb la experiențe anterioare. Interesul doctorului față de jurnalul său intim scade simțitor. De unde la început se trudea să descrie cât mai desăvârșit o experiență, curând interesul său pentru asemenea mărturisiri, obosește. Poate că își dă seama cât de inaccesibile sunt lucrurile acestea eventualului cititor profan căruia i-ar cădea sub ochi. Sau poate se detașează prea mult de lumea noastră și nu-l mai interesează sub niciun chip comunicarea experiențelor sale. În orice caz, el nu notează aproape niciodată în acest răstimp experiențe sau gânduri descoperite în ziua respectivă. Revine necontenit asupra întâmplărilor din zilele sau săptămânile anterioare. Aș crede că descoperirile lui îl interesau prea mult ca să și le noteze zi cu zi. Mai ales când încerca o experiență nouă, era atât de preocupat de ea încât nu și-o însemna decât mult timp în urmă și de cele mai multe ori foarte sumar. Rezultate incerte cu mukta sana practicată în zori, notează el prin aprilie. Ar trebui câteva pagini ca să explic propoziția aceasta cifrată referitoare la o anumită poziție a corpului. De aceea nici nu încerc să o explic, căci asemenea indicații tehnice cu privire la pozițiile corpului în timpul meditației yogice, la exercițiile respiratorii sau la fiziologia ascetică abundă notele doctorului Zerlendi. De altfel, am dat unele lămuriri referitoare la asemenea practici în cartea mea despre yoga și nu mai revin în povestirea de față. La sfârșitul lui aprilie 1908, jurnalul pare că îl interesează din nou. După notațiile fugare și tehnice de până acum, urmează o lungă mărturisire. Între alte lucruri de cea mai mare însemnătate pe care Hönigberger le destăinuie lui J.E., a fost și existența Shambhalei, a acelei țări miraculoase care, după tradiții, se află undeva în nordul Indiei și în care numai cei inițiați pot pătrunde. J.E., înainte de nebunia lui, crezuse că acest tărâm nevăzut poate fi totuși accesibil celor nezestrați și pe o pagină a lui pe care am găsit-o la Iași notează numele a doi iezuiți, Ștefan Cacela și Ioan Cabral, care pretindea el ar fi ajuns în Shambhala.
Mi-am procurat cu destulă greutate operele acestor doi misionari iezuiți, dar mi-am dat seama că afirmațiile lui J.E. fuseseră neîntemeiate. Cacela și Cabral sunt, într-adevăr, cei doi europeni care au auzit de Shambhala și o menționează. Aflându-se în Bhutan, în căutarea drumului spre Katai, au aflat de existența acestui tărâm miraculos pe care localnicii îl socoteau că se găsește undeva spre miază noapte. Și în căutarea lui au și pornit în 1627, dar n-au ajuns decât în Tibet. Țara miraculoasă, Shambhala, ei n-au găsit-o. Spre deosebire de J.E., eu, îndată ce am aflat de mărturisirile lui Hönigberger, am crezut că ea nu poate fi identificată cu un tărâm oarecare precizat geograficește în centrul Asiei. Poate că m-au influențat în această credința mea și legendele indiene în legătură cu Agartha, ca și cu acele insule albe din mitologia budistă și brahmanică. Într-adevăr, niciodată nu întâlnisem vreun text indian care să afirme că se poate ajunge în aceste tărâmuri miraculoase altfel decât prin puteri supranaturale. Toate mărturiile vorbesc despre zborul lui Buddha sau al altor inițiați către aceste tărâmuri ascunse ochilor profani. Or, lucrul acesta se știe. Zborul însemnează în limbajul simbolic și secret capacitatea omului de a transcende lumea simțurilor și deci de a avea acces în lumile nevăzute. Tot ce știam despre Hönigberger mă îndemna să cred că el pătrunsese în Shambhala datorită tehnicii sale yogice, în care ajunsese maestru încă înainte de 1858, dar că misiunea cu care fusese încredințat probabil nu izbutise să o ducă la bun sfârșit. Numai așa îmi explic de ce s-a întors atât de repede din India și de ce a murit puțin timp după întoarcere, lăsând documentul acela de o atât de mare importanță în mâinile unui tânăr nepriceput ca J.E. Cu câtă strângere de inimă am citit eu paginile de mai sus. Câte amintiri m-au năpădit deodată în inima nopții întâlnind aceste două nume, Shambhala și Agartha. Căci în căutarea tărâmului nevăzut pornisem și eu cândva, hotărât să nu mă mai întorc în lume înainte de a-l cunoaște. O rană veche pe care o credeam de mult vindecată a început să sângere, amintindu-mi lunile acelea petrecute în Himalaya, foarte aproape de granița Tibetului, pe drumul sfânt, întrebând din ermit în ermit dacă nu cumva auzi de Shambhala, dacă nu știu de cineva care să-i fi cunoscut taina. Și cine știe dacă până la urmă din coliba mea de pe malul stâng al Gangelui, din acel cutiar năpădit de junglă, la care de mult mă mai gândesc decât ca la un paradis pierdut, cine știe dacă nu mi-ar fi venit chiar de acolo deslegarea și n-aș fi izbutit, după ani de încercări și pregătiri, să aflu drumul tărâmului nevăzut. Dar mi-a fost scris să nu-l pătrund niciodată, ci să-l port până la moarte, în melancoliile mele. Mai cumplită este mustrarea pentru cineva care s-a întors din drum, aflând apoi de la altul că drumul pe care apucase era cel bun. Mărturisirile doctorului Zerlendi mi-au întărit toate bănuielile mele, căci tot ce a urmat s-a petrecut în tocmai cum îmi închipuiam eu că trebuie să se întâmple cu acel care caută însetat Shambhala. Aveam totdeauna vie în minte imaginea tărâmului nevăzut în care pătrunsese Hönigberger. De fapt, știam că acest tărâm este nevăzut,
numai pentru ochii celor profani. Mai precis, nu era vorba decât de o țară inaccesibilă geograficește, pe care nu o puteai cunoaște, adică decât după o prealabilă și aspră pregătire spirituală. Îmi închipuiam această șambala ascunsă celorlalți oameni nu prin cine știe ce obstacole naturale, munți înalți sau ape adânci, ci prin spațiul la care participă ea, spațiu calitativ deosebit de spațiul profan. Cele din tâi experiențe yogice mi-au verificat credința aceasta, căci mi-am dat seama cât de diferit este spațiul experienței profane de spațiul celorlalte cunoașteri omenești. Începusem chiar în caietul de față descrierea amănunțită a acestor experiențe, dar mi-am dat seama foarte curând că ele sunt indescriptibile. Cel care le cunoaște va da dreptate. Continui totuși aceste însemnări, pentru că e necesar ca din timp în timp să existe o confirmare a străvechiului adevăr, în care astăzi nu mai crede nimeni. Însuși Honigberger, după credința mea, fusese lăsat să se întoarcă din Shambhala pentru a încerca să reactiveze în Occident câteva centre de inițiere care îl încezeau din evul mediu încoace. Moartea lui bruscă îmi confirmă credința aceasta, fără îndoială că el n-a știut cum să-și împlinească misiunea sau a compromis-o de la început, de aceea a murit în chip atât de misterios. În ceea ce mă privește, deși n-am atins încă rezultatele definitive, cred că simt asupra mea o influență nevăzută, cineva care mă conduce și mă ajută, și asta îmi întărește convingerea că până la urmă voi izbuti. În legătură cu această influență nevăzută, doctorul Zerlendi nu mărturisește mai mult. De ea vorbește însă destul tradiția ocultă, îndeoseb cea orientală, și tot ce a urmat mă face să cred că doctorul nu s-a lăsat păcălit de o iluzie când a pomenit-o, căci desăvârșirea lui yogică se împlinește destul de repede, aproape vertiginos. Vara anului 1908 o petrece singur la una din moșiile lui și mai târziu, întors la București, rezumă câteva din experiențe. Unele din ele pot fi reconstituite cu oarecare certitudine. Bună oară vorbește într-un loc de viziunea ciudată pe care a avut-o după anumite meditații. I se părea că vede toate lucrurile răsturnate sau mai precis exact contrarii decât sunt în realitate. De pildă, obiectele solide i se păreau inconsistente și viceversa. Vidul îi făcea impresia că e plin, iar lucrurile dense îi se păreau vacue. Dar mai era ceva asupra căruia doctorul Zerlendi nu dădea niciun fel de amănunt precis. Lumea întreagă, în totalitatea ei, o vedea, ca să citez manuscrisul lui, cu totul contrarie decât pare ea unui om în stare de veche, fără a lămuri ceea ce înțelege prin expresia cu totul contrarie. Este adevărat, întâlnim aici o expresie care seamănă întocmai cu formulele severe ale misticilor sau cărților de ritual, căci pretutindeni în asemenea texte se vorbește despre lumea cealaltă sau lumea cunoscută în extaz ca fiind cu totul contrarie celei pe care o vedem cu ochii trupului.